60 la oră, 70, la 80 la oră, parbrizul îți rămâne curat. Doar câțiva strop de apă urcă în sus, ăștia nu te deranjează cu absolut nimic. Am șters parbrizul, dar apa în continuare vine pentru că plouă și se vede că pur și simplu apa fuge de pe parbriz. La 40 la oră nu se întâmplă absolut nimic pe parbriz. Stropii în continuare rămân, am accelerat până la 50 la oră pe ceas și deja anumit strop de apă au început să o ia la vale. Iar dacă accelerez la 60 la oră, deja stropii de apă de pe parbriz încep să se disperseze foarte bine. Foarte bine. Dar stropii fug în lateral în momentul în care virez. A plouat toată ziua aproape. Se văd dungile cum s-a scurs apa. N-am dat drumul deloc la ștergătoare. Dar voiam să vă arăt ce se întâmplă când ajung la o viteză mai mare. Ce tare! Stropa acela de apă a mers înspre dreapta. Am aproape 60 la oră și deja stropii de apă încep să fugă de pe mașină, de pe parbriz, zic. Am 50 la oră și deja stropii încep să o ia în sus, dar nu apuc. În oraș nu prea apuci să mergi foarte mult cu 50 la oră. Dar este suficient cât să se poți conduce fără să ai nevoie de ștergătoare. Acum am un pic peste 50 la oră și se pot vedea stropii cum pleacă de pe parbriz în sus. Efectiv, mi s-a clarificat foarte mult parbrizul față de când am plecat de pe loc. Este mult, mult mai puțin apă. Nici nu se mai văd acele dungi cum au curs stropii de apă în jos.